Haller, sentind definitiv în dosarul lui Alexandru Vinescu, lovituri mare din partea magistrailor pentru cunoscutul torionar. În alta curte de casație, sublinierea justiției a respins definitiv, ca nefondat, contestația formulată de torționarul Alexandru V. Inescu, fostul comandant al penitenciarului Râmnicu Serat, împotriva deciziei prin care i-a fost respins cererea de întrerupere a executării pedepsei, din motive medicale. Acesta execută pedeaps de 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității. Respinge, ca nefondat, contestația formulată de contestatorul V. Inescu Alexandru împotriva sentinței penale numărul 34/F din 1 martie 2018 pronuncat de Curtea de Apel București sublinierea secția a doua penal. Oblig contestatorul la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Punct definitiv, se notează în minuta deciziei. Pe 10 februarie 2017, fostul comandant al penitenciarului Râmnicu Serat Alexandru V. Inescu a fost condamnat de înalta curte de casație sublinierei justiție la 20 de ani de închisoare pentru sevâr sublinierea de infracțiuni contra umanității în legătură cu abuzurile exercitate asupra deținuților politici. Tot atunci, instanța a dispus degradarea militară a lui Alexandru V. Inescu, acesta având depeletit, în solidar cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul de Interne sublinierei ANP, despăgubiri de 300 de mii euro către 3 perci civile, urma sublinierei ai decinucilor închis sublinierei la Râmnicu Serat, Nicoleta Eremia, 50 de mii euro, Elena Iacob, 100 de mii euro sublinierei Anca Cernea, 150 de mii euro. Procurorii susțineau că, în perioada 1956-1963, Alexandru V. Inescu, în calitate de comandant al penitenciarului Râmnicu Serat, a săvârșit sublinierea IT acțiuni sublinierei în acțiuni sistematice, care au avut ca rezultat persecutarea colectivității reprezentate de decinucii politici încarceraci, prin privare de drepturi fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestora pe motive de ordin politic. Astfel, decinucii erau supuși sublinierei unor condiții de existență sau tratament de natură se duc la distrugerea lor fizic, fără să li se asigure un minim de medicamente sublinierei fără să li se acorde îngrijiri sau asistent medical adecvate. Totodată, netratarea bolnavilor, refuzul de transfer către spitalele penitenciar, degradarea setării de sănătate a condamnaților prin lipsa hranei, lipsa încălzirii, pedepsele aplicate discreționar sublinierei abuziv, condițiile de detenție inumane, relele tratamente, bătaia sublinierei alte violențe, ignorarea adreselor sublinierei sesizărilor formulate de decinuci erau tot atâtea acțiuni menite a duce la exterminarea fizică a persoanelor încarcerate. Principalele categorii de decinuci aflate în penitenciar, a sublinierea cum reiese dintr-o notă lui V. Inescu adresat Consiliului Securității Statului din anul 1967, erau
fost subliniere T conductor în guvernele burghez omo subliniere ere subliniere T subliniere I în conducerile PNB subliniere I PNL, fost subliniere T conductori ai diverselor organizații subversive, foste cadre de conducere după 23 august 1944, foste cadre mai după 23 august 1944, fost subliniere T conductori ai diverselor secte religioase, alte cazuri mai izolate. Condițiile de viac din penitenciarul Râmnicu Serat, a sublinierea cum reies din documente sublinierei au fost descrise sublinierei de fost subliniere T de Cinuci, au creat premisele apariției unor afecțiuni deosebit de grave, soldate în câteva cazuri cu decesul, probând natura abuziv sublinierei tratamentul neglijent aplicat de comandantul închisorii, locotenent. Col, re, vi subliniere Inescu Alexandru. Regimul impus nu asigura sub nicio formă condițiile minime de supraviecuire pe termen lung, având în vedere ce de cele mai multe ori sentințele se întindeau pe o perioadă care de subliniere ia 10 ani. Decesul decinucilor survenea, astfel, în urma unui proces lent, dar eficace, prin care acești sublinieră erau torturați fizic sublinierei psihic, arătau procurorii. Până în prezent, au fost identificați 138 de decinuci care au trecut prin penitenciarul Râmnicu Serat în timpul mandatului lui Alexandru V. Subliniere Inescu.